A reușit să convingă sute de americani că dolarii sunt ochiul necuratului și că este mai bine să scape de ei dezvăluind codurile PIN ale cardurilor. Romii au strâns din ghicit și vrăjitorie peste 40 de milioane de dolari. Înșelătoria a durat 20 de ani și s-a încheiat recent, când 8 persoane au fost arestate. She got him to believe that she was a psychic and had powers preying on his Christian faith, saying that she was his guardian angel. Așa a început povestea a sute de creduli, printre care și acest bărbat. Într-un moment de depresie a trecut pragul clarvăzătoarei. I just thought perhaps she would be helpful to me. Însă ajutorul nu venea gratis. Îngerul păzitor cerea taxă de protecție, iar bărbatul a cotizat. I-a dat femeii toți banii pe care i-a avut. Mai mult, i-a cumpărat și o mașină de teren să-l poată păzi mai bine. La ușa clarvăzătoarei era mereu coadă. Femeia le promitea oamenilor fie sănătate, fie că își vor găsi adevărata dragoste, fie că îi va scăpa de blesteme vechi de sute de ani. One woman told police the psychic convinced her to freely give up some $240,000, saying the money needed to suffer. They are taking advantage of these people. Adevărata lovitură a dat-o însă după ce fiul unei scriitoare de succes a murit într-un accident de motocicletă. Clarvăzătoarea i-a spus femeii că sufletul băiatului este blocat la poarta raiului. Peste 20 de milioane de dolari a plătit scriitoarea. I think those people are scum. I really, really think they're scum because grieving is a part of death. And when you're going to convince them that you can actually talk to their dead relative because you want to, quote, make them feel better, I can give crack to a junkie. That make him feel better doesn't mean that it's good for them. Familia de clarvăzători români este o mai veche clientă a polițiștilor americani. În urmă cu 20 de ani, polițiștii au găsit peste $1,000,000 și kilograme de aur în casa bunicului femeii. A urmat un proces lung. Bunicul clarvăzătoarei a murit între timp, iar la înmormântarea sa, rudele au blestemat orașul și primăria. Bring him over to the city attorney and the city council for the last time. He wants his money. He wants his peace. This is the Marks family mausoleum here at Holy Cross Cemetery. Poliția americană nu doar că i-a reținut pe cei 8 membri ai clanului Marks, ci le-a și confiscat o serie de bunuri. Printre acestea se numără o vilă impunătoare din Florida, un iaht, monede de aur în valoare de aproape $2,000,000 și 14 limuzine.